Seceta va scumpi și mai mult alimentele de la raft, cea mai severă secetă din ultimii 500 de ani, cum a anunțat Comisia Europeană, a distrus milioane de hectare de cereale, astfel că se vor scumpi carnea, ouăle și laptele. Conform știri de Cluj.ro, sunt mai multe motive pentru aceste scumpiri: combustibilul, energia, gazul, forța de muncă și hrana pentru animale. Dacă un crescător cumpăra înainte cu 80 de bani kilogramul de porumb sau grâu, anul acesta prețul este dublu, spune un fermier. La sfârșit de an agricol, fermierii estimează majorări de 30% la carnea de porc și produse lactate, precum și de 20% la ouă. În ultimul an, alimentele s-au scumpit cu aproape 15%. Pe primul loc în topul scumpirilor se află uleiul, urmat de cartofi, făină, mălai, pâine, brânză sau carne. Dacă acum un kilogram de ceafă de porc costă 32 de lei, după scumpirea cu 30%, va ajunge să coste 41 de lei. În acest moment, 10 ouă costă 12 lei la raft, după o scumpire de 20%, acestea vor costa 14 lei. În cazul laptelui, după o scumpire cu 30%, de la 9 lei, acesta va ajunge să coste 11 lei. Seceta va scumpi și mai mult alimentele de la raft, cea mai severă secetă din ultimii 500 de ani, cum a anunțat Comisia Europeană, a distrus milioane de hectare de cereale, astfel că se vor scumpi carnea, ouăle și laptele, conform știri de Cluj.ro.